Bună ziua, vă mulțumim că v-ați alocat din timp să participați la webinarul nostru. Haideți să începem, în primul rând, cu câteva cuvinte organizatorice. Vis-a-vis de sesiunea de întrebări, aveți o secțiune de Q&A. Vă rog să utilizați această secțiune pentru întrebările dumneavoastră, iar la finalul webinarului voi încerca să răspund tuturor întrebărilor, iar dacă timpul nu ne va fi favorabil, am să intru în contact cu dumneavoastră astfel încât să vă adresez răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Webinarul de astăzi se concentrează asupra inspecției mecanice de tip manual, pe care unii dintre dumneavoastră o utilizați în întreprinderile la care lucrați. Și vom face o aprofundare în utilizarea ultrasunetelor pentru echipamentele rotative. Numele meu este Alexandru Movilă. Lucrez de 9 ani în domeniul ingineriei mecanice, iar de aproximativ 8 ani de zile sunt axat pe testarea non-destructivă, non-invazivă. Sunt certificat ISO 18436 de categoria a doua în domeniul analizei de vibrații și de asemenea tot de categoria a doua în domeniul analizei de ultrasunete. Câteva cuvinte despre compania noastră. Noi suntem o companie de origine americană, ce în cei 50 de ani de existență de când am fost fondați la New York am reușit să facem o acoperire globală, astfel încât avem prezență în marea majoritate a regiunilor globale pentru acoperirea tuturor nevoilor clienților noștri. Nevoi concentrate pe echipamente de monitorizare prin ultrasunete, fie că vorbim despre instrumentele manuale pe care ne vom concentra astăzi, fie de sisteme online de monitorizare 24/7, senzori, software, soluții de training. Suntem axați și centrați pe soluții de mentenanță predictivă bazate pe ultrasunete. În Europa avem sediul central în Olanda, dar oferim acoperire în diferite alte țări. În regiunea de sud-est a Europei, împreună cu colegul meu, domnul Sergiu Ignat, răspundem de acoperirea sud-estului Europei, România, Bulgaria, Albania, Serbia, Ungaria, Slovacia. Și oferim soluții de mentenanță bazate pe condiții, adică așa zisa terminologie de condition-based maintenance, unde obiectivul pe termen lung este utilizarea tehnologiei pentru a identifica din timp potențialele defecțiuni ale echipamentelor, eliminând perioadele de întrerupere ale producției neplanificate. Pentru a atinge acest obiectiv, începem cu analiza tendințelor și, mai presus de orice, colectarea datelor, precum puteți să observați în această fotografie un operator ce utilizează un echipament furnizat de noi pentru a colecta date, în speță fiind vorba despre un rulment al unui motor. Prin punerea în aplicare a practicilor de condition-based maintenance, utilizatorul va putea utiliza instrumentele și software-ul pentru a arăta tendințele de defectare și pentru a prezice nu numai riscul imediat, ci și durata de viață a echipamentului, eliminând în același timp orice fel de opriri neprogramate și planificând mentenanța din timp. În privința fiabilității activelor, cred că mulți dintre dumneavoastră au văzut această curbă DIPF, de la design, instalare, potențialul de defecțiune și defecțiune. Avem diferite agregate, fie că este vorba despre un rulment, fie că este vorba despre o pompă, care este proiectată având în minte de către designerii acesteia o rată cât mai mare de funcționare. Da? Și ea este instalată și la noi în țară, în România, este instalată și în Africa de Sud și poate și în Suedia, același tip de echipament. Ulterior, în pricina instalării, se aliniază cu laserul echipamentul, astfel încât să ofere o instalare conformă cu cerințele producătorului. După ce s-a aliniat cu laserul, se pune în funcțiune și fie că vrem, fie că nu,
la un moment dat creează uzuri. Creează uzuri care cu timpul pot duce la probleme în privința opririi neplanificate. Și din momentul în care noi am instalat-o, am comisionat-o, eliminăm defectele, potențialele defecte din privința instalării, a erorilor umane care pot apărea în acest proces. După ce am echilibrat-o, după toate aceste lucruri, începem să o monitorizăm, începem să o lubrifiem dacă este cazul, cu timpul sau în funcție de normele date de producătorul acesteia. Și mai apoi sunt anumite întreprinderi, sunt mulți dintre dumneavoastră cei care participați, care rulează o testare a defectelor, a potențialelor defecte, fie că este vorba despre o testare cu ultrasunete, care este primul indicator al unei potențiale probleme în acest echipament. Iar apoi se realizează, nu știu, poate ca și tehnologie complementară, și o testare pe bază de vibrații. Se preiau măsurători de vibrații, dacă este cazul. Ulterior, se preiau măsurători din fluidul acesteia, dacă este vorba despre ulei, se verifică numărul de particule metalice per milion. Apoi se testează motorul, circuitul motorului acesteia, se supune inclusiv unui test cu camera termografică pe bază de infraroșu și diferite alte metodologii de testare non-destructivă, non-invazivă. Și da, acesta atinge un grad de uzură la un moment dat, care uzură nepericlitează operarea cu acest echipament în cadrul întreprinderii, care poate duce la un eșec catastrofal al acestui echipament. Și noi, utilizând aceste tehnologii, încercăm să prevenim astfel de lucruri. Și de ce ultrasunete? De ce discutăm despre ultrasunete în această testare non-invazivă, non-destructivă? Deoarece ultrasunetul este definit în principiu pentru a identifica două fenomene: turbulență și fricțiune. Activele rotative produc fricțiune, fricțiune care la rândul ei generează ultrasunete, iar prima modificare caracteristică a unui activ rotativ este reprezentată de emisiile de înaltă frecvență. Cu ajutorul ultrasunetelor, noi detectăm timpuriu orice fel de schimbare de stare prin colectarea neintrusivă, non-invazivă și rapidă a datelor, urmând ca ulterior să îmbunătățim timpul de execuție pentru planificarea mentenanței, pentru comandarea pieselor de schimb și așa mai departe, ca în cele din urmă să obținem rezultate vis-a-vis de costurile și timpul de reparație cât se poate de mici ale acelui activ. Câteva considerente de luat în calcul în privința acestei testări bazate pe ultrasunete. La inspectarea și monitorizarea rulmenților trebuie avut în vedere câteva lucruri despre cunoașterea adecvată a echipamentului de testare în cauză. Trebuie să știm echipamentul pe care îl supunem testului, să cunoaștem câteva aspecte vis-a-vis de, nu știu, viteza de rotație al acestuia, construcția, poate nu neapărat designul, dar construcția echipamentului din perspectiva poziționării rulmenților, din perspectiva puterii dezvoltate. Și apoi trebuie să fim neapărat consecvenți. Să folosim aceeași metodologie de testare, același loc de testare, aceeași frecvențe cu care am început această testare și să stabilim o linie de bază operațională. Iar ulterior să comparăm aceste citiri când este necesar, când observăm o alterare în calitatea datelor pe care le-am observat, să facem aceste comparări. Și noi astăzi despre asta vom vorbi. Iar frecvența pentru testarea echipamentelor rotative pe bază de ultrasunete este fie de 30 de kHz, adică 30.000 de Hz pentru activele de viteză mare. Și când spun viteză mare, mă refer la tot ceea ce înseamnă de la 500 de rotații pe minut în sus,
Sau dacă vorbim despre activele de viteză mică, ne referim la o frecvență de 25 de kHz, unde încercăm să auzim cele mai mici lucruri în cele mai mici sunete sau defecte de sunet în testarea acestora. Dar să nu uităm, consecvența este cheia pentru datele de calitate. Deci dacă am început cu 25 de kHz, vom menține această rată de testare. Dacă am început cu 30 de kHz, de asemenea la fel. Trebuie să cunoaștem viteza de rotație a echipamentului și cât de cât dispunerea rulmenților, astfel încât să facem această testare. Și ce trebuie să ne așteptăm în timpul inspecției? Dacă este echipamentul într-o stare bună, vom auzi un sunet lin, uniform în natura sa, în timp ce dacă nu este într-o stare neapărat optimă, vom auzi niște pocnituri sporadice, un sunet neuniform, un sunet caracterizat prin niște agățături. Și acum am să vă invit la un exemplu sonor. Nu știu cât de tare vor suna aceste exemple auditive pe care eu le voi prezenta. Încerc să le dau cumva volumul mai încet, dar vă rog să luați în considerare că se pot auzi destul de tare. Un rulment bun, ca și exemplu audibil, va suna. Un zgomot uniform, liniar, cursiv. În timp ce un rulment ce prezintă niște defecțiuni în stadiu incipient va avea un sunet. Un sunet cu agățături, un sunet necaracterizat de uniformitate, în timp ce un rulment extrem de deteriorat. Va avea un sunet plin de fricțiune, foarte, foarte anost din perspectiva regularității sunetului specific al său. Ca și metodologii de inspecție, sunt câteva abordări diferite pentru utilizarea ultrasunetelor atunci când utilizăm această tehnologie. Vorbim despre partea de depanare, în care noi încercăm să ne dăm seama cum se aude un rulment fără să cunoaștem foarte multe despre el. Apoi vorbim despre metoda comparativă, unde noi supunem comparații diverse agregate de același tip sau de aceleași puteri și încercăm să comparăm nivelul fricțiunii în decibeli ultrasonici, și apoi nivelul de tendință istorică pe care unii dintre dumneavoastră prezenți astăzi o fac în momentul în care corectează datele cu o regularitate din același punct, utilizând aceeași strategie, cunoscând foarte multe despre agregatul care este supus testării și monitorizează toate aceste date astfel încât să poate vedea exact cum se observă în fotografie acel grafic când trece din stadiul de prealarmare în stadiul de alarmare pentru a se dispune acțiuni corective. Pe măsură ce un punct de lucru progresează în utilizarea ultrasunetelor pentru inspecția mecanică, toate metodologiile se vor utiliza. Dar, așa cum mulți dintre dumneavoastră preferă tendința istorică, și eu sunt un fan al acesteia, deoarece ne oferă cel mai bun indicator. Pe când, dacă vorbim despre depanare, noi ne bazăm foarte mult pe sunetul pe care noi îl auzim ca și inspectori în căști, sunetul ultrasonic, cum au fost exemplele de adineaori, și atunci nu este cel mai bun indicator față de cum este tendința istorică. Metoda comparativă este și ea una foarte bună, deoarece avem agregate de același tip sau de aceleași puteri, indiferent că vorbim despre motoare, despre pompe, despre reductoare și așa mai departe.
și putem să ne dăm seama, măi, asta e mai ok, asta nu, se aude la fel de bine, nu are același nivel de decibel și așa mai departe. Dar, totuși, depanarea este cea mai simplă dintre abordări, utilizată în primele etape ale oricărui program, în care facem o testare aleatorie ale echipamentelor, dar trebuie în continuare să înțelegem câteva lucruri. Calitatea tonală a sunetului, cum sună rulmentul, să știm care este diferența dintre calitatea tonală bună sau una nu neapărat la fel de bună. Frecvența la care testăm echipamentul, așa cum am spus mai devreme, vorbim despre 30 de kHz pentru vitezele standard de peste 500 de rotații pe minut și de 25 de kHz pentru viteze lente, cât și extrem de lente. Apoi, modulele de contact folosite. Dacă am pornit în testarea noastră cu modulul de contact stetoscopic al echipamentului, vom utiliza același modul. Dacă am pornit cu traductorul magnetic, vom utiliza traductorul magnetic. Și ne vom baza pe capacitatea de înregistrare a sunetului de pe dispozitiv. Noi avem în gamă de produse dispozitive care pot înregistra sunetul, precum se poate vedea și în exemplul din acest slide, unde afișează în timp real domeniul de timp și graficul FFT, cât și dispozitive fără capacitate de a înregistra sunetul. Iar dacă avem îndoieli, vom compara testarea pe care am realizat-o cu un echipament similar. Ca și exemplu, în această manieră de testare, avem un punct al unui motor, un rulment de acționare al motorului, ce se află la capătul acestuia, unde noi ar trebui să avem un sunet lin și uniform, dar exemplul de sunet pe care eu am să-l prezint acum poate nu este de această manieră. Haideți să auzim. Avem un sunet neuniform, caracterizat de o sonoritate grosieră. Odată ce am înregistrat sunetul și l-am supus unei analize spectrografice, vom vedea armonici pe care noi îi putem identifica în graficul FFT. Iar având ceva mai multe informații, putem identifica problema pe care noi o avem cu rulmentul. Dacă, de exemplu, cunoaștem numărul de bile din acesta, să îl putem compara, dacă cunoaștem nivelul de dimensiune ale cursei interioare, ale cursei exterioare ale rulmentului, de asemenea, viteza de rotație și așa mai departe. Dacă vorbim despre un reductor planetar, vorbim despre o aplicație de viteză redusă, trebuie să înțelegem funcționalitatea cutiei de viteze pentru a înțelege sunetul pe care îl auzim. El ar trebui să fie lin, uniform, cu o ușoară modulație pe măsură ce angrenajele planetare trec pe lângă senzori. De regulă se inspectează la o frecvență de 25.000 de herți. Și avem senzorul pe corpul treptei de ieșire cu un sunet de zgomot puternic sau grosier ce se repetă. Aici sunt necesare niște investigații suplimentare, nu este sunetul pe care noi ne dorim să îl fi auzit. Iar ca și exemplu, iată ce ne spune graficul domeniului de timp. Avem o amplitudine ridicată, un impact destul de mare. Dacă verificăm stadiul de ieșire la 60 de rotații pe minut, avem de 4 ori viteza arborelui planetar, o modulație de amplitudine la fiecare 200 de milisecunde. Și vedem că toate vitezele trec de senzor în jurul la 800 de milisecunde. Dacă ar fi o avarie fizică, sunetul ar fi fost mult mai brusc și de durată mai scurtă.
forma sunetului ar fi fost într-o coadă de pește. De aceea acest sunet se bazează mai mult pe fricțiune, iar prima verificare pe care noi ar trebui să o întreprindem ar fi lubrifierea acestui arbore planetar. În situația dată, activul a fost recondiționat recent. Uleiul s-a inspectat, s-au luat inclusiv măsurători vis-a-vis de numărul de particule metalice prezente în acesta. Uleiul a fost identificat ca fiind înnegrit. Din păcate, în urma procesului de recondiționare, s-a utilizat uleiul necorespunzător. De aceea avem un sunet de scrâșnire, de grunțuit, din cauza lubrifiantului greșit utilizat. Dar întregul sistem, întreaga cutie de viteză a fost curățată, s-a aplicat uleiul corect, iar calitatea sunetului a fost mult îmbunătățită. Să vedem cum se aude acum această cutie de viteză, acest reductor. Tocmai acest lucru evidențiază importanța utilizării unui lubrifiant corect și corespunzător, care ne indică de asemenea inclusiv un domeniu de frecvență FFT mult îmbunătățit față de cel anterior. Dacă discutăm despre metoda comparativă, o metodă bună de executat atunci când se încearcă să se înțeleagă nivelul condiției. Poate fi utilizată atât pentru a clasifica active similare în funcție de nivelul de sănătate ale acestora, atât timp cât sunt respectați anumiți parametri. Activele trebuie să fie similare din perspectiva construcției, producător, tipul acesteia, viteză, sarcina la care ele sunt supuse, să se respecte consecvența vis-a-vis de punctul de testare pe fiecare dintre aceste active, să avem aceleași setări pentru echipamentul de testare și iarăși menționez, consecvența este esențială. Dacă am plecat într-o metodologie de testare cu 30 de kHz, o vom utiliza în continuare. Dacă am plecat cu 25 de kHz, vorbind despre viteze lente, aceasta este frecvența la care vom supune echipamentul la test. La fel și în privința modulelor de contact, fie că vorbim despre modulul stetoscopic, fie că vorbim despre modulul de tip traductor magnetic, ele au valoare diferită în decibeli și atunci vom căuta să păstrăm consecvența testării. Iar dacă posedăm echipamente cu capacitate de înregistrare a sunetului, ar fi ideal ca, poate nu neapărat la fiecare testare, dar din când în când să luăm câte o mostră de sunet, să o putem supune comparației, indiferent că vorbim despre comparația în domeniul de timp sau în domeniul FFT. De asemenea, cea mai elocventă metodă comparativă este comparația nivelului de decibeli. Atunci când încercăm să înțelegem situația, compararea chiar și a unui nivel de decibel ne poate indica ce fel de investigații trebuie să efectuăm pe mai departe. În speța aceasta, noi avem 6 motoare de testate, 6 motoare de testat, iar toate au fost la o diferență de 3 decibeli unul față de celălalt, deci avem o diferență neglijabilă, cu excepția unuia dintre ele care a avut un nivel cu 12 decibeli mult mai mare decât celelalte. Și încercăm să analizăm speța dată din perspectiva a acțiunilor corective ce ar trebui luate. Ar putea fi ceva la fel de simplu, precum o cerință de lubrifiere sau o înregistrare a sunetului ne poate oferi niște indicații mai bune.
Dar în cauza dată, noi avem acest motor unde s-au înregistrat nivele în decibeli cu 12 decibeli mai mari decât celelalte 5 supuse testării. Și atunci se constată faptul că noi, în momentul în care am preluat aceste măsurători, putem observa în fotografie cum avem niște fante de ventilație ce bat asupra motorului, ventilator care creează turbulență, care creează un mediu nu neapărat favorabil asupra mediului de testare. Și în speța dată ne putem da seama că de fapt am avut parte de o turbulență ce ni s-a creat datorită acestor ventilatoare asupra punctului de testare al acestui motor. Iar ceea ce ar trebui să facem ca și acțiuni corective este să reluăm testarea, încercând să mușamalizăm nivelul de turbulență din pricina acestor fante de ventilație prin neobturarea sau blocarea lor asupra punctului de testare. De asemenea, se utilizează această metodă comparativă asupra rulmenților cu roți dințate pe o mașină de răsucire a cablurilor cu mai multe nuclee. Avem rolele inactive importante pe procesul de alimentare, iar dacă nu funcționează, protecția de cablu se oprește. Sunt rulmențe tanși pe viață, deci nu se pot gresa, nu se pot lubrifia sub nicio formă. Deoarece sunt asemănătoare, se pot utiliza metode de comparație pentru a înțelege fiecare stare. Un exemplu al acestei mașinării. Și iată un sunet pe care noi îl auzim. Iată al doilea exemplu. A se observa amplitudinea celor două spectre. Iată a treia mostră. Observăm cele patru grafice ce sunt din ce în ce mai aglomerate. Iată și a cincea mostră de sunet, cu un grafic foarte similar precum primul. Și dacă le supunem comparației pe toate cele cinci dintre aceste mostre, vedem diferențe în graficul Fast Fourier Transformation. Putem utiliza cu ajutorul software-ului nostru Spectralizer suprapuneri ale nivelurilor de decibeli. Avem rulmentul numărul 1 și 5 într-o stare foarte bună, așa cum am putut observa din graficul de mai devreme. Rulmentul 2 și 3 într-o stare de degradare. Iar rulmentul 4, o să mă întorc înapoi la slide-ul precedent, putem vedea că se află într-o stare de degradare destul de avansată, se observă foarte ușor atât pe graficul FFT, se observă și din calitatea audibilă a sunetului. Este destul de ușor să ne dăm seama ce fel de acțiuni corective să întreprindem pentru fiecare dintre cele 5 măsurători. Dacă discutăm despre tendința istorică, este metoda preferată pentru un program de inspecție mecanică ce utilizează ultrasunete, deoarece această tendință permite inspectorului să stabilească o tendință a valorilor în decibeli, cât și a calității tonale ale activelor.
Putem stabili linii de bază, linii de alarmare, diferite nivele, fie că vorbim despre lubrifiere, fie că vorbim despre o problemă reală apărută, dar trebuie să înțelegem caracteristicile unui activ, să creăm această documentație de raportare și de justificare a lucrărilor de remediere. Și putem să îmbunătățim intervalele cât și programele de lubrifiere, atâta vreme cât ne bazăm pe ultrasunete. Dar câteva lucruri cheie pe care trebuie să le avem în vedere atunci când implementăm metoda tendințelor, din nou, consecvența este esențială. Sunt unii dintre dumneavoastră care utilizează acești bănuți, cum se observă în imagini, ultrasonic test points sau așa zisele UTP-uri, pentru îmbunătățirea acestei consecvențe. Acești bănuți ne ajută să marcăm punctul de testare, să setăm frecvența și apoi utilizarea modulelor corespunzătoare în privința asigurării acestei consecvențe. Așa cum am spus mai devreme, dacă am plecat la drum cu modulul stetoscopic, îl vom utiliza în continuare. Dacă am plecat cu traductorul magnetic, ne vom baza citirile pe acest traductor magnetic. Iar apoi trebuie să avem în vedere caracterul critic al activelor, criticalitatea lui. Mulți dintre partenerii noștri ne întreabă, bine, și cât de des ar trebui să colectez datele? Este foarte greu de specificat un anume interval. Ne raportăm întotdeauna la criticalitatea acelui agregat, acelui activ. Cât de critic este pentru noi? Ce se întâmplă? Care sunt consecințele nefuncționării acestuia pentru o perioadă de 5 minute, de 10 minute, de 30 de minute, de o oră și așa mai departe? Ce costuri presupune reparația lui? Ce impact are asupra întregului proces al întreprinderii, disfuncționalitatea acestuia? În funcție de toate aceste aspecte putem să definim criticalitatea activului și, ca și regulă simplă, este cu cât este mai critic acest activ, cu atât vom colecta datele mai des. Trebuie să avem o colectare de date condusă de inspector sau trebuie să-l monitorizăm 24/7 în funcție de criticalitatea lui. Apoi vom stabili niște linii de bază ale acestui agregat. Vom stabili de asemenea inclusiv nivelurile de alarm, fie că vorbim despre modulul de prealarmare, unde mergem și lubrifiem dacă avem posibilitatea, sau vorbim despre nivelul de alarmă superioară, unde ar trebui deja să planificăm acțiuni corective. Iar când colectăm datele inițial, ar fi ideal să putem avea o înregistrare a nivelului în decibel, cât și a sunetului pentru fiecare activ, dacă echipamentul pentru care am optat ne permite acest lucru. Dacă accesul este o problemă, ar trebui să utilizăm niște senzori de acces la distanță. Sunt acești senzori liberi de potențial ce se conectează într-o cutie de la distanță din care noi putem prelua măsurătorile. Cea mai frecventă întrebare este: cum stabilesc eu linia de bază, nivelul de referință? Păi sunt câteva moduri în care pot fi stabilite aceste linii de bază. Depinde de inspectorul care creează programul. Este important să înțelegem sunetul de rulment bun versus sunetul de rulment defect. Dacă este vorba despre un rulment sau un agregat nou instalat, atunci ne vom raporta asupra lui ca nivel de referință. Apoi sunt clienții de-ai noștri care efectuează o medie a decibelilor dacă verificăm mai multe active similare. Dacă sunt active similare, vom lua în considerare de asemenea cel mai mic nivel al decibelilor. Sunt clienți care optează să utilizeze prima citire pe care o efectuează ca nivel de referință. Dacă într-adevăr sunetul pe care îl aud este unul uniform, liniar, lipsit de agățături, lipsit de caracteristici de defecțiune.
Dacă există potențialul de lubrifiere, vom aplica lubrifiant pentru a îmbunătăți citirea, iar când am scăzut nivelul de fricțiune din rulment, îl vom considera nivel de bază. O linie de bază invalidă se evidențiază de regulă foarte rapid, odată ce au fost stabilite câteva date istorice. Un rulment care se află deja într-o stare proastă va continua să crească ca nivel de fricțiune al decibelilor în valoarea de la începutul intervalelor de colectare a datelor. Iar dacă vorbim despre din teren efectiv să luăm câteva reguli definite atât de către normele ISO pentru partea de ultrasunete, ca niveluri de acțiuni pentru diferite alarme. Discutăm despre 8 decibeli față de nivelul de referință, unde avem o problemă de lubrifiere. Dacă ne permite agregatul să îl lubrifiem, vom merge și îl vom lubrifia, iar acest nivel va scădea. Dacă discutăm despre 16 decibeli peste nivelul de bază, noi avem o deteriorare, un defect vizual, dacă ne apucăm să demontăm respectivul agregat și să-l supunem unei inspecții. Iar dacă vorbim despre 35 decibeli și peste față de această linie de bază, avem de-a face cu o defecțiune severă. Iată un alt exemplu asupra unei pompe de răcire. Sunt datele finale de acționare ale motorului. Sunt peste un an de date colectare cu un nivel de referință foarte bine stabilit, o constantă pentru o perioadă lungă de timp și observăm un declin progresiv, indicând o potențială reducere a nivelului de lubrifiere. Dar nu ar trebui luată deocamdată niciun fel de acțiune corectivă. Iată cum tot într-un an de date colectare avem o linie de bază bine setată, o constantă pentru o lungă perioadă de timp, iar inspectorul informează că din data de 21 decembrie l-a înregistrat o creștere asupra nivelului în decibeli, dar încă uniformă și a sugerat că ar trebui luate acțiuni în privința lubrifierii. Citirile, după ce au fost luate aceste acțiuni corective, au revenit la nivelul de referință, ba chiar au fost mult îmbunătățite. Dacă vorbim despre aceeași pompă de alimentare a motorului, cu un an de date colectare, avem o linie de bază stabilită, constantă, pentru o lungă perioadă de timp. Inspectorul identifică o creștere în nivelul în decibeli, o calitate tonală schimbătoare. Se lubrifiază, observăm cum imediat după lubrifiere, la următoarea măsurătoare, nivelul fricțiunii a scăzut, dar nu la nivelul de referință, iar ulterior, la următoarea monitorizare, se observă când s-au colectat datele că nivelul de fricțiune iarăși era peste nivelul de prealarmare de lubrifiere. A continuat să crească până la un nivel destul de ridicat și s-a emis un ordin de lucru pentru a se lua măsuri suplimentare. Vis-a-vis de lubrifiere, câteva metodologii de aplicare, vorbim de un program de mentenanță bazat pe timp în privința lubrifierii, ce marea majoritate a întreprinderilor o fac la recomandarea producătorilor agregatelor ce necesită lubrifiere, în timp ce unii dintre dumneavoastră fac un program de monitorizare asistat cu ultrasunete în privința lubrifierii. Efectuăm o lubrifiere bazată pe condiții, o lubrifiere mult avansată. Eliminăm mentenanța de dragul mentenanței. Efectuăm lubrifiere atunci când aceasta chiar necesită. Iar ultrasunetul poate fi utilizat în continuare într-o instalație fără date istorice. Auzim când se lubrifiază respectivul agregat și vom aplica lubrifiant în concordanță cu nivelul de fricțiune. Accentul este pus pe reducerea nivelului de fricțiune prin aplicarea de gresant. Cea mai frecventă întrebare pe care eu o adresez partenerilor noștri este: cum știți dumneavoastră că ați aplicat suficient lubrifiant, suficient gresant?
Mare parte din răspunsurile pe care le primesc sunt, păi nu știu sigur, nu știu exact, dar când văd că dă pe afară un pic, că iese pe parte, cred că este suficient. E bine, din păcate, nu este o metodologie foarte bună de pus în aplicare, este un răspuns frecvent pe care îl primesc, dar nu este o variantă bună. De ce? Pentru că și supralubrifierea este o problemă. Noi când aplicăm mai mult gărsan decât este nevoie, vom avea un nivel de fricțiune mult mai ridicat. Rolele, bilele vor depune mai mult efort la înaintare pentru că vor avea prea mult gărsan și noi vom crește nivelul de fricțiune fără să fie nevoie. Noi stabilim un nivel de frecvență de aplicare și selectăm cantitatea de gresant ce trebuie aplicat. Dar trebuie să ne întrebăm mereu, suntem siguri că are rulmentul nevoie de gresant în acest moment? Suntem siguri că este nevoie de cantitatea indicată în programul de mentenanță? Fricțiunea va crește odată ce este necesară lubrifierea, fricțiune ce va determina direct proporțional și creșterea nivelului în decibeli. Aplicând gresant în timp ce noi monitorizăm echipamentele pe bază de ultrasunete, ne vom aștepta ca decibelii să se reducă. Vom aplica un soare până când nivelul ultrasunetelor nu se mai poate reduce. Iar dacă nivelul în decibeli crește, este clar că asistăm la o supralubrifiere, la o fricțiune generată de noi, adițională, suplimentară. Și iată aici un exemplu audibil în privința unei lubrifieri pe care vă invit să-l ascultăm împreună. Am aplicat o cantitate corespunzătoare de lubrifiant în momentul în care noi l-am ascultat cu echipamentul ultrasonic, acel agregat, și nivelul de fricțiune a coborât aproape sau sub sau lângă nivelul de referință. Dacă avem un program de mentenanță bazat pe starea utilajului respectiv, putem aplica intervale de lubrifiere la rezultatele de inspecție efectuate. Vorbim despre o lubrifiere condiționată, despre niște linii de bază preluate pentru activele și agregatele noastre, cu diferite nivele de alarmă stabilite. Dacă avem 8 decibel peste linia de bază, este un nivel de prealarmare, o alarmă de lubrifiere, întreprindem niște acțiuni corective, iar ascultarea în timp ce se aplică gresantul se aplică până când atingem linia de bază sau cu cât este mai aproape de linia de bază. Și, de exemplu, dacă avem o linie de bază de 20 de decibeli, iar după 3 luni este tot la un nivel de 20 de decibeli, de ce aș aplica gresant? Păi, depinde la ce ne referim, pentru că în situația rulmenților de viteză redusă, aceștia având o viteză redusă, asistăm și la o fricțiune mult mai puțină la rândul său, producând mai puține emisii de ultrasunete. Ei bine, acest aspect permite inspectorilor să verifice cu ușurință problemele. Calitatea tonală este indicatorul cheie în situația unui astfel de rulment cu viteză redusă. Nivelul de alarmă tradițional va fi prea ridicat pentru a fi implementat într-o inspecție cu viteză redusă. Dacă vorbim despre un rulment de viteză redusă, 0 decibel este o linie de bază acceptabilă, datorită nivelurilor scăzute de fricțiune, deoarece noi putem avea defecțiuni inclusiv la 2 decibel peste această linie de bază. Vom reduce nivelul de alarmă în funcție de citirea liniei de bază, în funcție de ce fel de calitate audibilă, calitate tonală avem. Capacitatea de înregistrare a sunetului în privința echipamentului ultrasonic utilizat este foarte, foarte benefică în această situație. Și aici am câteva exemple audibile vis-a-vis de un rulment cu viteză redusă. Se aude un zgomot lin, se aude un zgomot uniform, nu prezintă niște particularități de uzură.
În timp ce același rulment sau la aceeași viteză foarte redusă are un cu totul și cu totul alt spectru de calitate tonală. Observăm cum calitatea tonală pe care noi o auzim asupra rulmentului se modifică dramatic față de un rulment perfect funcțional. În situația dată avem un studiu de caz unde este foarte relevant exemplul oferit de mine mai devreme, deoarece viteza este una foarte lentă, vorbim de o viteză de 70 rotații pe minut, unde, de exemplu, noi nu avem ce să facem cu o tehnologie bazată pe monitorizarea prin vibrații, căci este foarte redusă. Avem 6 luni de funcționare, în cauză sunt 8 rulmenți de aceeași viteză, aceeași sarcină, același tip. Și prima inspecție avem o metodă de comparație, încercăm să-i comparăm între ei, fiind vorba de 8 rulmenți identici la aceleași condiții de funcționare. Și avem 7 rulmenți ce prezintă un nivel de 0 decibeli, un zgomot foarte lin, uniform, o linie de bază care o putem lua ca referință. Nu auzim mai nimic. În timp ce unul dintre cei 8 rulmeni supuși unei analize oferă un nivel în 2 decibeli, dacă supunem mostra de sunet unei analize spectrografice, vom vedea că nivelul de amplitudine este foarte crescut în comparație cu celelalte măsurători. Și pe lângă asta avem o calitate tonală ce va suna cam așa. Avem un sunet de impact repetitiv. Și, de fapt, iată cum arată acest rulment pe care l-am supus monitorizării, față de ceilalți 7. Deci, este clar că aveam de-a face cu o problemă pe care, din fericire, am reușit să o identificăm cu ajutorul tehnologiei pe bază de ultrasunete. Câteva concluzii în privința acestei tehnologii. Ultrasunetul este o modalitate foarte simplă, foarte rapidă de a ajuta inspectorii să evalueze nivelul de stare ale echipamentelor. Ultrasunetul poate fi văzut ca un doctor ce confirmă ceva ce nu este în regulă. El poate conduce la implementarea altor tehnologii de tip condition-based maintenance pentru a ajuta la diagnosticarea unor potențiale moduri de defecțiune. Fie că vorbim despre analiza vibrațiilor, despre analiza uleiului, amplificarea mișcării, dacă vorbim despre motion amplification cameras. O singură tehnologie nu va identifica toate modurile potențiale de tehnologie. Și nu vorbim despre mai multe date, ci de date de o mai bună calitate. Căutăm tot timpul să preluăm niște date de calitate, asigurate de consecvența inspectorilor care au fost instruiți sau au o certificare în acest domeniu pentru a extrage niște date cât se poate de calitative. În privința ultrasunetelor, mulți dintre dumneavoastră deja cunosc gama noastră de produse. Frecvențele recomandate pentru diferite inspecții de ultrasunet, dacă vorbim despre inspecțiile aeropurtate, cele fără contact, fie că sunt scurgeri de aer comprimat, de gaze, fie că sunt emisii ultrasonice de la aparatajul electric, noi ne vom asigura că utilizăm o frecvență de 40 de kHz. Dacă vorbim despre ultrasunetele cu contact, ultrasunetele structuropurtate, că vorbim despre rulment sau lubrifierea lor, vom utiliza o frecvență de 30 de kHz. Dacă sunt rulmenți de viteză redusă, ne vom canaliza frecvența setată pe 25 de kHz. Dacă vorbim despre reductoare sau despre
prezența unui efect de cavitație într-o pompă, de asemenea vom utiliza 30 de kHz. Dacă vom supune testelor valve, supape sau oale de condens, vom utiliza frecvența de 25 de kHz. Iar în continuarea webinarului am să vă descriu gama de produse ultrasonice pe care noi o avem, de la cel mai de bază aparat, UP100, ce vine cu o frecvență fixă, adică frecvența acesteia nu se poate ajusta sub nicio formă, este setat la 40 de kHz, se pretează foarte bine pentru identificare de scurgeri, dar nu putem să cuantificăm aceste scurgeri, fie că este vorba despre gaze industriale, despre aer comprimat, deoarece avem doar un afișaj analogic de tip bar graf LED și un singur element piezo pentru detecția undelor ultrasonice, nefiind capabil sub nicio formă să înregistreze sunete. Ne uităm la aparatul UP3000, ce vine de asemenea setat la o frecvență de 40 de kHz. El este potrivit pentru detecția de scurgeri, cât și pentru cuantificarea lor datorită afișajului digital. Are de asemenea un singur element piezo pentru detectarea undelor ultrasonice și nu are capacitate de a înregistra sunetele. Un aparat cu care mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte familiari, aparatul nostru UP9000, ce vine cu frecvență reglabilă în pași de 1 kHz, de la 20 de kHz până la 100, potrivit pentru toate aplicațiile ultrasonice. Datorită afișajului se pot cuantifica pierderile, el are o memorie internă ce poate colecta date pentru 400 de puncte, sunt trei elemente piezoelectrice pentru detecția undelor ultrasonice, dar nu are capacitate de a înregistra fișiere audio, dar în schimb vine cu variantă certificată ATEX. Aparatul UP10000, față de caracteristicile menționate anterior la aparatul UP9000, are fix aceleași caracteristici, în plus posibilitatea de a înregistra sunete. Vârful nostru de gamă UP15000, de asemenea cu frecvențe reglabile, potrivit pentru toate aplicațiile. Se pot crea rute, vine cu trei elemente piezoelectrice, posibilitatea de a înregistra fișiere audio, cameră foto, touchscreen, pointer cu laser, senzor de temperatură infraroșu. Iar din ianuarie din 2024 vom avea o nouă versiune a acestuia, noul UP15000, ce va avea fix aceleași caracteristici. Diferența o va face modalitatea de a transmite datele prin intermediul soluțiilor de tip Wi-Fi în loc de card SD pentru a se crea rute, pentru a se uploada rutele în interiorul acestuia, cât și diferența față de camera foto, cu care undeva pe la mijlocul anului vom avea posibilitatea și capacitatea de a scana cu ea coduri de bare, QR codes, pentru a facilita o preluare de măsurători cât se poate de consecventă, indiferent despre cine utilizează aparatul, sărind de la un punct la altul fără să apară disconcordanțe în preluarea de măsurători. Eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, vă mulțumesc că ați participat la webinarul nostru de astăzi. În continuarea lui am să încerc să adresez câteva întrebări din Q&A. Domnul Buiac Adrian mi-a adresat o întrebare pentru care mi-a trimis și un e-mail la care am să-i răspund separat, presupune un calcul matematic pe care nu îl pot efectua acum.